Bunica Milina și tânărul de 19 ani, Giuseppe, au devenit foarte cunoscuți în mediul online după ce și-au făcut relația publică. Cei doi au postat imagini în timp ce se sărutau. Ulterior, bătrâna a fost cerută în căsătorie de italianul cu 57 de ani mai mic decât ea. Cuplul se iubește nebunește, iar acum așteaptă și un copil. Imaginile cu celebrul cuplu au strâns milioane de aprecieri și comentarii. Femeia în vârstă de 79 de ani este îndrăgostită până peste cap de tânărul de 19. El a cerut-o în căsătorie, iar clipurile au devenit virale pe rețelele de socializare. Cei doi au anunțat că așteaptă un copil. Milina Gata a postat pe TikTok un videoclip în care Giuseppe Dana îi ținea mâna pe abdomen ca un cuplu fericit. În ultima postare, cei doi au anunțat că ar aștepta un bebeluș. Internauții au reacționat, iar imaginile au strâns milioane de vizualizări, dar și de comentarii. Totuși, se pare că totul ar fi doar o confuzie. Majoritatea internauților credeau că cei doi formează un cuplu, însă realitatea este alta. Tânărul de 19 ani este nepotul femeii. Giuseppe susține că a postat videoclipul în care o săruta pe bunica lui pentru a arăta iubirea pe care o are față de aceasta. Am postat primul videoclip pentru a explica dragostea pe care o am pentru bunica mea. Locuim împreună, ea este văduvă și încerc să-i ofer toată afecțiunea. Acel sărut pe care ni l-am dat unul altuia este de fapt un semn de afecțiune. La noi nu e ceva deosebit. Sărutul pe buze este folosit între rude, nimic mai mult. Nu mă așteptam la asemenea reacții. Apoi am continuat gluma și am postat așa zisa logodnă dintre mine și bunica mea. De obicei, videoclipurile noastre se opreau la 2 milioane de vizualizări, dar acel videoclip a depășit 43 de milioane. Imediat a devenit viral, a spus Giuseppe. Giuseppe a povestit cât de fericit a fost bunica lui în momentul în care a aflat faptul că jumătate din Italia o cunoștea. Iată că imaginile s-au răspândit repede, iar acum este recunoscută și în alte țări. Cei doi ar face videoclipurile respective din distracție, relatează știrile canalde.ro.